Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cum vă spunea și colega mea Livia mai devreme, suntem în a doua zi a Festivalului Digital Predau Viitor, o conferință profesională internațională despre pedagogie digitală, STEAM, cetățenie digitală, creată și organizată anual de Asociația TEXU. Numele meu este Radu Moțoc, sunt parte din echipa Asociației TEXU de vreo 11 ani. Și mă bucur foarte mult să vă avem alături de noi astăzi. Azi este ziua a doua festivalului și ne-am propus să facem o incursiune într-un domeniu care aparent nu are neapărat legătură directă cu tehnologia, cu digitalul și cu lumea hibridă, dar de fapt are multă, multă legătură, că vrem sau că nu vrem. Această invazie a internetului și această transformare digitală a vieților noastre atinge nu doar educația, ci atinge toate aspectele vieții sociale și politice. Știm, după cum vedem în ultimii ani, că societățile noastre se transformă rapid sub impactul digitalizării, a circulației informației și în acest context în care totul pare să accelereze mai repede decât putem ține noi pasul, am vrut să ne gândim un pic și la un lucru care nu este de obicei în centrul discuțiilor despre educație, despre sistemele publice de educație, dar care ar trebui să fie, de fapt, care subîntinde, de fapt, tot ceea ce facem. Și anume faptul că una din așteptările societății cu privire la sistemul de educație este să pregătească nu doar viitori profesioniști, oameni buni în meseria pe care o fac, ci și viitori cetățeni. Pentru viața într-o societate democratică avem nevoie de cetățeni activi și implicați care să caute și să-și găsească echilibru între drepturi și responsabilități. Noi discutăm rar despre aceste lucruri, pentru că plecăm de la ceva ce vedem ca fiind de la sine înțeles, și anume că cetățenia democratică și democrația sunt niște bunuri în sine, cumva de la sine înțelese. Astăzi ne-am propus să ne punem un pic sub lupă aceste asumții, aceste prezumții. Nu vrem neapărat să le demolăm, dar noi credem că este bine din când în când să ne amintim de ce facem ceea ce facem. După cum dumneavoastră știți foarte bine, în școala românească se predau educație socială, educație civică, educație pentru democrație. Toate aceste materii contribuind la ceea ce sperăm noi să devină un corp de cetățeni competenți democratic. În această sesiune încercăm să deconstruim și să revizuim câteva lucruri pe care le știm sau pe care credem că le știm despre democrație. Și poate vom căpăta împreună și câteva perspective noi despre democrație și vom descoperi dimensiuni la care poate încă nu ne-am gândit. Toate cu scopul, cum spuneam, de a înțelege mai bine de ce facem ceea ce facem, de ce sunt importante democrația și valorile democratice, de ce este democrația la urma urmei un ideal social și politic. Și pentru a avea această discuție am invitat-o alături de noi pe Mădălina Mocan. Mădălina este vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației TEXU. Ne face această onoare și bucurie de a fi în Consiliul nostru director. Dar Mădălina este mult mai mult decât atât. Este și membru executiv în Consiliul Director Protect, care este o platformă națională a organizațiilor neguvernamentale ce luptă împotriva traficului de ființe umane și a sclaviei moderne și este și cercetător afiliat Centrului pentru Studiul Democrației de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Mădălina este implicată în sectorul civic național și regional de mai bine de 2 decenii, fiind pe rând voluntar, director de programe, director executiv, consultant și expert cu experiență în domeniul drepturilor omului, cu precădere în lupta împotriva traficului de ființe umane. Ca membru a Departamentului de Științe Politice a Facultății de Științe Politice
de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a coordonat colaborări academice internaționale care au urmărit să dezvolte expertiză și înțelegerea spațiului central și sud-est european de după 1989. Este preocupată de procese care pot genera acțiune colectivă și a participat la numeroase inițiative de mapare, facilitare și moderare a actorilor identificați și potențiali. Nu în ultimul rând, Mădălina este și fellow și moderator de dezbateri la Institutul Aspen România și este și membru al Asociației Române de Prevenție a Suicidului. Ea este preocupată de tehnologie, vă spuneam, este și membru în Consiliul Director al Asociației TEXU, dar se uită preponderent la tehnologie ca instrument de participare în spațiu public, ca instrument de schimb de idei și ideologii în relația dintre noi, cetățeni, colectivități și putere politică. Sunt convins că aș mai putea să vorbesc mult despre biografia și interesele tale, Mădălina, dar pentru că nu avem foarte mult timp, iar subiectul pe care ne l-am propus este unul destul de amplu, vreau să-ți urez bun venit și ca să ne ducem într-o zonă cumva concretă și aplicată, mai ales pentru cei care mi s-au alăturat, care în majoritatea lor sunt profesori care trebuie să predea la școală, cum spuneam, educație civică, educație socială, competențe pentru democrație. De ce facem asta? Pentru că o să fiu un pic avocatul diavolului. La urma urmei, oricare dintre noi și cu preponderență elevii și tinerii pe care încercăm să educăm, au la îndemână telefoane, au la îndemână internet, iar în ziua de azi ei văd din ce în ce mai mult că există și, zicem așa, modele concurente de organizare socială și politică. Există aceste regimuri autoritare foarte seducătoare, ele par eficiente, par mai puțin greoaie. Și e foarte simplu pentru oricare dintre cei care ne privesc astăzi să audă la clasă o întrebare, știți cum sunt acei elevi și tineri care vor ei să zgândere un pic, o întrebare cum ar fi, dar de ce, doamnă? Pentru că eu am văzut că în China se construiesc poduri care leagă insule în 2 ani. Noi nu suntem în stare să asfaltăm o groapă. Acolo e ordine, stabilitate și oamenii trăiesc bine. De ce e democrația mai bună? Bună dimineața! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. E o onoare pentru mine să fiu prezentă în această conversație, în această dimineață cu echipa TechSoup și cu tine, Radu. E absolut impresionantă mobilizarea de interese comune, că tot vorbim de interese comune și încă o dată mă bucur să fac parte din ea. Sper să avem o conversație interesantă și cât mai participativă. Mă bazez pe interesul celor care ne ascultă în dimineața asta cețoasă la Cluj. Nu mă așteptam la altceva decât la o întrebare din asta provocatoare de la Radu. Regimurile autoritare sunt mult mai seducătoare decât regimurile democratice. Privite din afară, le putem invidia pentru că pare că, într-adevăr, se iau decizii mult mai repede, e mult mai clar procesul de luare a deciziilor, mai mult decât atât este undeva acolo sus și cumva mai departe de cei care le suportă și de cele mai multe ori este mult mai eficient. Într-adevăr, podul acela apare în 2 ani, iar ceilalți de cealaltă parte a lumii pot să urmărească ușor frustrați și se vadă că în cei 2 ani în alte locuri nu s-a trecut de procesele consultative necesare pentru pe unde ar trebui să treacă podul. Este o primă distincție fundamentală. Bătălia aceasta, discuția, dezbaterea pentru unde ar trebui să fie pus podul pare ușor ridicolă, însă este una dintre marele avantaje ale democrației. De ce? Pentru că presupune că inclusiv proprietarii terenurilor pe unde urmează să treacă podul
presupunând că nu are statul toată întreaga proprietate, au fost cumva implicați în decizie. Că cei care urmează să beneficieze de pe urma trecerii podului sunt cumva implicați în decizie și știu că pare frustrant și o să revenim la asta, pentru că de multe ori uităm de această tensiune între interesele universaliste sau de tip universal, caracteristice societăților omenești, preocuparea spre acel bine comun general versus particularism, preocuparea pentru interesele particulare, adesea clientelare, care există și pe care nu trebuie să le ignorăm și care ne frustrează de atâtea ori. Dar ca să revenim la taxa de pod, asta este unul dintre principalele beneficii ale democrației. Că cu toate că cel mai probabil podul acela se va face mai complicat, mai târziu, mai poate nu, poate până la urmă va trece râul printr-un loc prin care nimeni nu și-l dorea inițial în mod particular, s-ar putea ca pentru care nu a fost decizia cea mai bună să fie totuși o decizie cu care se pot împăca. Deci, asta ar fi una dintre motivele pentru care merită să ne uităm și să luptăm pentru o societate care să fie cât mai aproape de practici democratice. Și mai vreau să spun aici încă, vreau să subliniez o idee, aceea a eficienței. Tindem câteodată să confundăm, să luăm eficiența ca valoare fundamentală în a judeca calitatea democrației. Ori, din nou, eficiența, așa cum o înțelegem venind dintr-o perspectivă economistă a înțelegerii societății, s-ar putea din nou să nu ne placă. Din nou, democrațiile nu sunt de admirat pentru eficiența cu care duc la îndeplinire niște decizii, cu care iau decizii și le pun în aplicare. Însă, aceste momentele în care ne frustrează, de exemplu, ca să mă refer la procesul legislativ, a doua citire a unui proiect de legi în Parlament, capacitatea uneia dintre puteri de a pune pârghii și contrapârghii, cum am învățat, nu cum învățăm la școală, în ceea ce privește această luare, proces de luare a deciziei în legislativ, s-ar putea să ne protejeze pe cei care, câteodată, de multe ori, fie n-am fost atenți pentru că avem lucruri mai bune de făcut și nu putem să fim mereu atenți, fie nu este cea mai bună dintre formele la care s-a ajuns în acel moment în ceea ce privește legiferarea. Democrația are șansele cele mai bune să-i protejeze pe învinși. Ne uităm la sistemele autoritare și întotdeauna este seducătoare ideea că luăm decizii și facem ce e bine și uităm adesea că s-ar putea ca nu noi să decidem într-un sistem autoritar ce e bine și să nu fie vorba de binele nostru. Ne plac sistemele autoritare, dar îndrăznesc să spun că întotdeauna ne gândim că am fi noi cei care sunt autoritatea. Ori s-ar putea să nu fie așa. Asta este una din întrebările la care voiam să ajungem. Cei mai mulți dintre noi presupunem că noi suntem oameni buni și decenți și că ceilalți sunt răi sau nedisciplinați și, dimpotrivă, ar fi bine ca cineva să-i pună la punct și să facă ordine. Nu discutăm acum despre criteriile după care ne împărțim în răi și buni. Presupunem și vrem să credem că vom fi întotdeauna de partea bună a, să zicem așa, istoriei, a statului, a societății. E cât de greu sau cât de ușor poate fi în lumea modernă să pici de partea greșită a puterii și să ajungi în acea minoritate pe care
după știința mea, doar democrația îi garantează totuși niște drepturi și libertăți. E un exercițiu mental pe care nu-l facem de obicei. În general, încercăm să ne imaginăm ca fiind de partea, cum spuneai tu, a învingătorilor, a grupului bun, a grupului de prestigiu, a grupului care este în zona bună și căreia puterea și instituțiile societății îi apără interesele. E mai greu să te imaginezi în poziția celui indezirabil sau minoritar. E ușor, e greu. Criteriile se schimbă în lumea modernă. Da, acum asupra exercițiilor de imaginație aș fi precaută în a avea niște opinii foarte puternice, însă cred că de fiecare dată când ne raportăm la calitatea noastră de cetățean, în bună tradiție democratică, merită să ne gândim la ce înseamnă de fapt libertatea politică. Și din nou, pare un slogan, știu că în ultimii ani și conceptul de libertate și mai ales conceptul de libertate politică a fost uzat uzat în tot felul de locuri și în tot felul de momente. Însă, din nou, motivul pentru care merită să ne gândim la acest concept de libertate politică este însăși definiția lui. Este, de fapt, libertatea politică este puterea celor fără de putere. Libertatea politică este libertatea față de. Și acel față de, ca să continui întrebarea ta, este de cele mai multe ori statul. Vrem să credem că statul și instituțiile lui, într-un sistem democratic, ne apără, așa cum spunea, interesele, însă, încă o dată, uităm că de multe ori, de fapt, există, și știința politică spune asta, există niște limite ale reprezentativității. Și de aici, din nou, frustrarea față de democrație și procesele democratice. Ce vreau să spun în asta, pentru că, din nou, democrația reprezentativă pare că este criticată din toate, din așa, pare că susține un foc susținut, dar uităm că, din nou, are niște limite și limitele alea de la Rousseau încoace sunt date în primul rând de număr. Cu cât mai mulți sunt cei care sunt reprezentați, cu atât mai greu este ca reprezentarea să fie pe măsura așteptărilor și a intereselor multiple ale celor reprezentați. Și în al doilea rând, cu cât societatea este mai diversă, mai mare, mai complicată, numărul de interese care pot să fie reprezentate devin aproape infinite. Știu că sunt aproape de un argument ad absurdum, însă acestea sunt două dintre limitele reprezentării. Să reducem numărul de oameni reprezentați e cam complicat, dimpotrivă. Ca trend pare că ne devenim tot mai mulți și arguably său e bine că suntem mai mulți și că avem un sistem regional, național și unul european în care în forme diferite să ne exprimăm interesele. Însă poate este o întrebare legitimă. Poate este o întrebare legitimă, care sunt subiectele pe care putem să fim reprezentați? Parlament, în alte forme, Consiliul Local sau în alte forme în care se manifestă voința națiunii, cum învățăm la școală. Da? Acestea sunt niște limite ale reprezentării care, repet, în timp generează frustrare pentru cei care ne raportăm la această instituție a reprezentării. Mă reprezint, de câte ori auzim, pe mine nu mă mai reprezintă ăla. Pe mine nu mă mai reprezintă, nu știu, parlamentarul X, ministru Y, primarul Z. Nu mă mai reprezintă. E o formă din aceasta de dezangajare. Pentru că, într-adevăr, da, numărul și interesele, numărul persoanelor și numărul agregat de interese deveni foarte mare, foarte complex. Nu ne ajută nici expunerea continuă la informație și la emoție, însă, repet, este una dintre provocările cu care ne confruntăm și la care merită fiecare dintre noi să efectiv să ne gândim, să reflectăm.
pentru că avem această așteptare și de la instituții, de la cei care ne reprezintă, ori, încă o dată, acel interes universal comun s-ar putea să fie mai greu de distins față de numărul infinit de interese particulare. Unele legitime, altele mai puțin legitime. Da? Clientelismul ca formă a particularismului, da? Folosirea atributelor și calităților statului pentru legitimarea unor interese private, așa numitul neopatrimonialism, pare un termen așa destul de complicat, este una dintre marile provocări ale democrației. Dar ne uităm la oameni care folosesc resursele statului, care folosesc resurse publice pentru ceea ce pare urmărirea unor interese private și dintr-o dată ceremonialul și formalismul unor instituții precum Parlamentul și Justiția de-a dreptul nu doar ne frustrează, ne chiar înfurie și ajungem să le persiflăm. Cred eu că ar putea să fie una dintre motivele pentru care facem asta, că nu mai reușim să ne dăm seama de aceste distinții între ce înseamnă interes comun, ce înseamnă universalism și ce înseamnă particularism. Iar pe de altă parte, încă o dată, faptul că deoarece tindem să o luăm de-a gata, uităm că, de fapt, libertatea politică se apără în fiecare zi prin participare și prin participare activă și spunem noi în știința politică rezistență, da? Rezistență continuă. Crezi că una din... Mă gândesc acum, ascultam în timp ce vorbeai, e foarte ușor să fii frustrat, dezamăgit. Da, știm cu toții, avem instituții, învățăm la școală și destul de timpuriu, după părerea mea, despre separația puterilor în stat, despre toată această arhitectură instituțională a democrației, traseul, parcursul unui proiect de lege, separația puterilor în stat, principii fundamentale, care pot să sune un pic tehnic și pe care nu doar școala. Societatea ne spune că trebuie să le investim cu respect, cu deferență, pentru că ele sunt garanții bunei funcționări a societății. Și pe de altă parte, vedem că nu întotdeauna lucrurile sunt perfecte, vedem foarte multă butaforie, forme lipsite de conținut sau unde se procedează cumva mimetic, dar unde spiritul nu este realmente trăit. Și e foarte ușor să aluneci în, cum să spunem, nu în scepticism, de-a dreptul în cinism. Crezi că cinismul este cel mai mare pericol pentru societățile moderne și că, na, prin antiteză, e nevoie de ca să ne păstrăm o doză de idealism, ca să nu-i spunem naivitate, ca să fim în continuare cetățeni care își apără libertatea și apără o societate mai bună? Eu aș spune că sunt îngrijorată față de o anume formă de cinism. Există acel cinism cu care cred că fiecare dintre noi suntem înzestrați, oarecare reticență și neîncredere față de poate multe dintre lucrurile și oamenii din prejurul nostru. Și într-o bună măsură, de adesea îl păstrăm pentru noi sau pentru cercul apropiat de prieteni. Însă capacitatea noastră de a exista online și de a avea o prezență digitală, pentru că suntem la festivalul Textul Predau Viitor, lasă loc în spațiu public, în spațiu, mai ales în spațiu online, aș spune, la ceea ce eu numesc un cinism performativ. Adică ajungem să fim neîncrezători, să fim critici, dar nu doar. Adesea pentru că dă bine online să ne
să spunem rapid o glumă, să facem mișto sau pur și simplu să luăm în deridere, nu știu, de la oameni politici, la actori civici, la alți actori, agenți care se manifestă în spațiu public. Știm noi mai bine câteodată, sigur e ceva și sigur există niște chestii pe care nu neapărat le știm noi acolo, dar sigur știm noi că există și pe noi nu ne păcălește nimeni. O neîncredere adesea justificată pentru tot ceea ce se întâmplă în spațiu public, da? Și care de multe ori, repet, este reflectată, mai ales în spațiul online, în această existență, repet, marcată de un cinism performativ, de, își spune, stilul nostru de a lua toate lucrurile la mișto. Ori mișto, o spune eu, care limitele lui. Mai mult decât atât, suprapusă această formă de raportare la ceea ce se întâmplă public, la existența noastră online, poate într-adevăr să ducă la forme de dezangajare offline, da? Pentru că online ne comportăm într-un anume fel sau pentru că sunt create un set de așteptări în ceea ce privește felul în care trebuie să fim. Într-un eseu celebru, în continuare ce spunea Jeremy Bentham despre panopticon, și o să spun puțin, dar Jeremy Bentham, printre multe alte motive pentru care este un filozof recunoscut, este și pentru că a vorbit despre panopticon, această închisoare a cărei merit este că nici măcar nu mai avea nevoie de pasnici, pentru că oriunde s-ar fi aflat prizonierii, știau că sunt supravegheați de către cineva la oricare moment al existenței lor. Da? Deci era realitatea unei supravegheri continue îi făcea să nu mai comită, da? Să nu mai comită încălcări ale regulilor, pentru că de fapt ajungeau ei înșiși, da? Să fie proprii lor gardieni. Gardien, da. Niște secole mai încolo vorbim despre panopticonul digital. Nu mai avem prizonieri, da? Adică nu mai există o închisoare fizică și celula este propria noastră existență online. Profilele noastre pe diferitele rețele sociale și cei cu care interacționăm. A devenit, de fapt, dacă vreți, o nouă formă de existență supravegheată. Acum, mulți oameni care au reflectat asupra acestei idei sunt îngrijorați de faptul că dacă într-o închisoare fizică cu gardieni care sunt persoane umane, raportul de putere oricum inegal era totuși nu atât de inegal, în epoca existenței digitale, raportul de putere dintre supraveghetor și supravegheat și lipsa transparenței asupra cum se întâmplă supravegherea și cum este folosită supravegherea ajunge să ne îngrijoreze tot mai mult. Suntem tot mai îngrijorați de acel, ca să împrumut din nou un termen din teoria economică, de acel capitalism de supraveghere de care tot vorbim în ultima vreme, felul în care informațiile despre noi sunt adunate pentru a deveni cât mai predictibil, nu doar în ceea ce privește decizia de a cumpăra un nou televizor la Black Friday, dar și decizia de a vota sau nu vota, decizia de a participa la un protest sau a nu participa la un protest, decizia de a-ți asuma forme de nesupunere civilă sau a nu-ți asuma forme de nesupunere civilă. Voiam aici să te întreb, pentru că mi se pare evident că din ce în ce mai mult informațiile pe care la care suntem expuși în online, timpul petrecut în online a ajuns deja să formeze,
sau să deformeze, depinde cum vrem să o luăm, valori, credințe și în ultimul rând comportamente. Adică și într-o viziune așa un pic schizoidă, suntem într-un anume fel în online, că suntem, cum spuneai și tu, ne autosupraveghem, ne interesează cum părem și cum apărem în online, că ne vede întreaga rețea noastră socială, uneori ne vede un public la care nici nu ne gândim că ne observă. Și pe de altă parte, avem în continuare o existență offline. Da? Mergem la școală, mergem la muncă, ieșim în lume. Dar având, ținând cont de informațiile și de faptul că ne luăm, deja este demonstrat că ne luăm majoritatea informațiilor din online și nu sunt neapărat informații curatoriate sau gândite după niște principii, să zicem, de jurnalism obiectiv. Online este vestul sălbatic. Putem ajunge destul de ușor în situația de a fi nevoiți să, o să spun un cuvânt dur, să mimăm anumite tipuri de credințe și valori în, să zicem, viața reală, la școală, la muncă, dar să fim în același timp cu sufletul sau cu mintea absorbiți de ceea ce consumăm în online. Și mă gândesc acum, mă întorc la situația multora din cei care mi s-au alăturat, care, din nou, trebuie la școală să predea materii precum educație socială, educație civică, cultură democratică, să vorbească despre drepturile minorităților, despre ce toleranța și valorile și libertatea, drepturile omului sunt importante. Îmi vine aici în minte o paralelă cu învățământul ideologic care se practica în timpul comunismului. Când știm cu toții că se învăța marxism-leninism, materialism dialectic, socialism științific, dar cumva toată lumea știa ce se întâmpla de fapt acolo. Una spuneam, alta gândeam. Da? Părinții, bunicii noștri care au trecut prin acele școli, n-aveau, cu poate câteva excepții, în zdrobitoarea lor majoritate, n-au aderat în niciun fel la valorile și credințele propagate acolo. Acum, venind în timpurile noastre, mă gândesc că una din dilemele pe care le au cadrele didactice este cum să facă să nu transforme educația pentru democrație într-un soi de educație doctrinară care alunecă pe suprafețe și nu creează realmente adeziune în rândul celor pe care îi dorim viitori cetățeni competenți democratic. E, având în vedere că pentru atenția acestor tineri și copii, profesorii se luptă cu un flux de informații necontrolate care le vin din lumea digitală. Și o luptă inegală. E o luptă inegală sau unul dintre motivele pentru care lupta este inegală este cumva legat de ce spuneam noi mai devreme. Unul dintre riscurile existenței noastre online, existenței noastre, mă rog, digital, cred că e prea mult spus încă, dar poate nu, este această afundare în niște celule, niște camere în care de fapt nu-i mai auzim decât pe ai noștri. De fapt, asta este una dintre marile riscuri dacă vreți, acestui nou new evil, a algoritmilor. Dacă faceți un exercițiu, și sunt sigură că mulți dintre cei care sunt cu noi în dimineața asta îl fac adesea, deja este, cred că fiecare dintre noi am avut o discuție cu prietenii despre am dat click pe nu știu ce și după aceea mi-au apărut 5 reclame la ceva, asta la același lucru, asta este una dintre cele mai, să spun așa, cele mai notate sau, mă rog, cele mai des menționate tipuri de întâmplări, însă
Da? Însă, așa cum știm, de fapt, problema existenței noastre, mă rog, una dintre provocările existenței noastre online este că felul în care ele sunt controlate și supravegheate ne face pe noi utilizatorii să ne afundăm tot mai tare în aceste echo chambers, în aceste locuri în care îi auzim doar pe ai noștri și mai mult decât atunci când ni se prezintă, să spunem, argumentul celorlalți, este, așa cum spuneam mai devreme, luat în derizoriu, persiflat sau vedem doar niște reprezentări superficiale și demne de luat în derâdere la mișto a argumentului celorlalți. Ori, în ceea ce privește existența noastră offline, una dintre marile ei avantaje este aceea că încă putem să ne angajăm cu cei mai mult sau mai puțin apropiați nouă și să-i întrebăm și să avem discuții oneste despre ce cred ei despre un anume lucru. Le putem spune rețele de încredere. Da? Cu cine povestim? Și poate asta e folositor și pentru cine și pentru cei care trebuie să vorbească despre democrație la clasă. Cum o practicăm în fiecare zi? Da? Faptul că putem încă să avem aceste conversații, da? Aceste dezbateri, fie că sunt în cancelarie, fie că sunt în grupul nostru de prieteni, fie că sunt cu oamenii care mergem în concediu, indiferent, și asta este valabil între toți egalii de la masă, spune eu, fie că sunt elevi, fie că sunt profesori, da? Încă putem să avem aceste conversații despre cum credem noi că e mai bine. Asta este una dintre marile avantaje ale democrației. Nu ni se spune cum e mai bine, da? Nu ni se spune de sus cum e mai bine, acolo trebuie, așa trebuie să facem și oricine nu este de acord s-ar putea să-i se întâmple lucruri, mai mult sau mai puțin dramatice, dar s-ar putea să-i se întâmple niște lucruri, ori da? În democrație, într-un sistem democratic, încă putem să avem aceste dezbateri despre unde vrem să ajungem ca societate. Repet, ce facem cu cei care nu sunt cei mai avantajați? Cum facem ca regulile să se aplice la fel? Nu se aplică, dar măcar încercăm fiecare dintre noi. Și aici este și adesea uitată importanța regulilor informale într-un sistem democratic. Da? Am uitat și tindem, una dintre și aici fac o paranteză și vă cer scuze, da? Tindem să uităm că la fel de importante într-o societate sunt regulile informale și avem propriul nostru exercițiu de a fi seduși de autoritarianism și de diferitele lui forme de manifestare prin încrederea exagerată sau puterea exagerată pe care o dăm regulilor formale, fie că este a instituțiilor care le aplică, fie că este vorba de sistemul de justiție, fie că este vorba de chiar Parlament, nu? Dar uităm că, de fapt, o bună parte din ceea ce ne guvernează și felul în care existăm este dat de aceste reguli informale, care câteodată, repet, pentru păstrarea lor merită să ne luptăm la fel de mult ca pentru ceea ce se vede, ca pentru ceea ce este instituționalizat, ca pentru ceea ce este formalizat. Și revenind, pentru că am mers puțin pe arătură, ca să spun așa, motivul pentru care merită să învățăm împreună despre cum putem să existăm ca cetățeni democrați într-o democrație este această construcție continuă, vă spuneam că libertatea politică are de-a face cu participare pozitivă, da? Cu a fi angajat mereu și e frustrant și obositor că poate câteodată am vrea să facem alte lucruri și cu rezistența activă față de ceea ce ar putea să fie comportamentul nedrept al statului față de noi.
De ce merită să învățăm împreună ce-o fi cu regulile astea democratice? Poate să pară puțin abstract, dar trebuie să ne gândim și cei cu puterea judecătorească și ce-o fi cu separația puterilor în stat, dar eu cred că putem să le explicăm într-un fel un pic mai generos. Da? Pentru că nu trebuie neapărat să știm ce e cu comitetele parlamentare. Ne trebuie să ținem minte că merită să luptăm pentru dreptul, capacitatea și oportunitatea celor care nu au șanse să fie auziți să intervină, să-și spună cuvântul, să fie parte la luarea deciziilor. Mai mult decât atât, că odată ce o lege a trecut, totuși mai există feluri în care ea poate fi îndreptată dacă e nedreaptă pentru o parte dintre oameni. Da? Că se termină puterea cuiva. Sunt niște lucruri simple pentru care, încă o dată, dincolo de formalism și de interesul care îl avem, pe care îl avem pentru instituții, se poate reduce la această atenție continuă față de celălalt. Da, Madalina, îți mulțumesc mult. Mă uit cu groază că mai avem doar 15 minute și avem întrebări de la cei care ne urmăresc. O să-ți propun să încercăm să răspundem. Eu o să ți le aduc în atenție și o să-ți propun să încercăm să răspundem. Știu că e greu, dar scurt, că avem, văd, număr cel puțin vreo. Da. Să luăm câteva întrebări și să încercăm să mergem. Poate nu neapărat să avem răspunsuri, cât să avem întrebarea, contra-întrebarea corectă. Că nu ne-am propus neapărat să, cum spuneam, nu facem aici învățământ doctrinar ideologic, ci vrem să ne punem niște întrebări. Că de multe ori o întrebare bine formulată ajută mult mai mult decât un răspuns definitiv. O prima întrebare ar fi, și mă așteptam la ea, are legătură cu ce discutam noi zilele trecute. Ca orice alt sistem, democrația are nevoie de o perioadă de creștere pentru a ajunge la maturitate. Expunerea noastră și discuția noastră se referă la ceea ce trăim noi în România sau la democrație în general? Răspuns da și da, dar în primul rând mulțumesc pentru împărtășirea momentului de reflexie. În științe politice știm amândoi, s-au scris biblioteci întregi despre ce înseamnă democrație consolidată. Îndrăznesc să cred că la asta se referă întrebarea cu creșterea democrației. La când devine o democrație consolidată? Și, repet, deja s-au scris biblioteci și, cu surpriză, părerile rămân împărțite. Da? Spunem că o democrație, mai mult sau mai puțin, este consolidată când actorii din sistem folosesc regulile jocului și sunt de acord că acestea sunt regulile jocului și nu le încalcă. Critica spune că da, folosesc regulile jocului, dar pentru ce scop? Dar ce se întâmplă când cunosc regulile jocului atât de bine încât le folosesc pentru, din nou, urmărirea propriilor interese particulare? Da? Când știu atât de bine regulile jocului, când știu atât de bine toate chichițele, fie că este vorba, din nou, de cum devine un proiect de lege o lege și la ce comitet și la ce comisie trebuie să o depui prima dată și cine ar putea o bloca și cine ar putea o susține sau cine ar putea susține. Deci toată arhitectura aceasta a devenirii unei inițiative, mai mult sau mai, mă rog, să spunem cetățenești, lege, da, legea locului, a devenit din nou un proces complex pe care unii îl folosesc, îl cunosc atât de bine încât îl folosesc, da, pentru propriile interese private. Este o discuție și mai dureroasă în ceea ce privește sistemul de justiție. Da? Vedem atât de multă insistență pe proceduri, mai degrabă decât pe conținut, și ni se pare ceva extrem de frustrant.
Da. Și poate ar Deci trebui, mă gândesc aici, că poate ar trebui, inclusiv din perspectiva de educatori, să insistăm pe spirit și pe substanță, dincolo de ritualurile așa ușor decorative, astfel încât atunci când tinerii vor ajunge în postura de a avea o voce, un vot, bine, ar trebui să o aibă cât de devreme, să nu uite sensul acestor proceduri, instituții, relații de coagulare socială și politică, pentru că e foarte ușor să le vezi ca pe un simplu exercițiu, ca pe o simplă butaforie, dacă nu ți-a spus nimeni care este sensul pentru care ele au fost de fapt gândite și concepute. Adică, ca să închidem, poate, nu știu, răspunsul la... Formula era democrație matură. Cred că am putea spune că democrația nu e niciodată, nu ajunge niciodată la forma supremă și perfectă și că inclusiv societățile cu maturitate democratică au provocările lor și învață în continuare. uităm că e mai degrabă despre proces și participarea noastră în el decât despre o cursă lineară de la A la B și poate să fie extraordinar de obositor, că pare că n-ajungem niciodată la sfârșit. Cred că suntem și generația care încă își mai aduce aminte de așteptările părinților noștri despre cum va fi după Revoluție. A fost Nu suntem, suntem, sunt, trăim realitatea învestită cu atâta speranță, da? De cei care au așteptat o schimbare de regim, ci care au luptat, nu numai că au așteptat-o, dar unii dintre părinții noștri au chiar luptat pentru ea în diferite forme, cu un preț câteodată teribil. Da? Și avem niște așteptări foarte mari, foarte mari, atât legate din nou de libertate politică, cât și cele legate de prosperitate, de aspirațiile individuale. Și atunci, faptul că ele nu s-au împlinit, mai ales că peste transformarea noastră ca societate s-a suprapus conectarea la niște realități globale cu care nu prea am avut timp să ne obișnuim, dar ce am povestit despre cum se comodifică și cum sunt comodificate existențele noastre digitale de către actori pe care nu o să-i vedem niciodată și nu o să înțelegem niciodată care probabil este scopul lor. Da? Și atunci este, dar deci este o provocare să te raportezi la toate aceste procese complexe, tot mai complexe și tot mai complicate, și să te gândești ce poți face tu aici ca cetățean român. Așa ca să revenim la întrebare, este despre democrație și este despre ce eu cred cu putere că ce povestim noi aici, nu numai că este despre democrație, dar este despre democrație în România, despre ce fel de societate democratică vrem și putem să construim împreună. Apropo, și să trecem, că mai avem niște întrebări, să trecem oameni, cei care ne urmăresc, ne întreabă și lucruri, și mă bucur că ne întreabă și lucruri cu aplicabilitate, sau mă rog, preocuparea lor este pentru aplicabilitate imediată. Și avem două întrebări la care nu o să avem noi răspunsuri neapărat definitive, dar poate ai niște idei sau concret, cum preda eficient democrația în școli, mai ales la ciclu primar? Iată, la ciclu primar. Sau o altă întrebare din aceeași zonă de preocupare, care sunt cele mai eficiente sau aplicate exerciții de democrație la clasă? Acum, să-mi permit aici să apelez la experiența mea de trainer facilitator în diferite contexte în care am lucrat cu categorii sociodemografice foarte diverse, de la tineri cu copii mai puțin recunosc, la cetățeni seniori, pentru care problemele și provocările sunt aceleași, nu sunt foarte diferite. Și unul dintre, să spun așa, exercițiile la care îmi place să mă refer adesea este
celebrul exercițiu de imaginație pe care ne-l cerea John Rawls, Vălul Ignoranței, și se referă la încercarea de a îți imagina cum te-ai purta cu, pe scurt, cum te-ai purta cu celălalt și ce reguli ai face pentru celălalt, neștiind nimic despre el sau despre ea. Da? Nu știi nici dacă ți-e prieten, nu știi nici dacă ți-e dușman, nu știi dacă e bogat, nu știi dacă e sărac, nu știi cu cine e conectat, nu știi ce relații are și așa mai departe. Aș putea termina, aș putea da foarte multe exemple. Ce fel de drepturi, ca să continui, da? Și ca să părțesc puțin în spiritul discuției noastre, pentru ce drepturi ale celuilalt te-ai bate, ce drepturi ale celuilalt sau celelalte le-ai apăra, neștiind nimic despre el sau despre ea. E un Iată, exercițiu simplu, e un e un exercițiu exercițiu. complicat O în să, același timp, o să le dar repet, o să, dacă îmi permiți, o să repet un pic pentru cei care, nu știu, poate au auzit mai rar. John Rawls e un filozof politic în lumea științelor politice, este, pot să zic așa, un soi de icoană. E ușor de căutat, Vălul Ignoranței. Nu o să spunem mai mult acum. E o foarte bună lectură. Sigur, există o carte, un volum care a fost comentat și răscomentat, dar există și sinteze și explicații. În ziua de azi pe internet se poate găsi și esențializarea exercițiului. Și da, este vorba despre a ne imagina ce fel de reguli am creat pentru o societate, inclusiv dacă nu am ști noi, dacă am face un exercițiu. Și ne-am imaginat că suntem înainte de a veni pe lume, dar suntem în postura de a alege regulile pentru acea societate. Dar nu știm dacă vom fi femeie sau bărbat, în deplinătatea, nu știu, funcțiilor, abilităților abilităților fizice. fizice sau vom avea o dizabilitate, dacă vom fi ce rasă vom avea, ce culoare vom avea, ce status social și politic. Deci nu știm, e o loterie. Și atunci, dacă ne-a întrebat cineva, și asta cred că puteți face acest exercițiu și cu elevii. Tu cum ai vrea să fie lumea, având în vedere că nu știi ce loz vei trage la această loterie? E un bun exercițiu pentru a ajuta tinerii și copiii să se gândească la ce înseamnă o colectivitate sau o societate bună și justă pentru toată lumea. Nu mai avem multe minute, Madalina, și mai avem niște Cum ne întrebări. mai vreau super scurt, cum ne raportăm la cei care nu sunt auziți? Da? Sunt atât de multe, nu știu, exerciții, jocuri de rol, dar care se uită la această problemă fundamentală a trăirii în colectivitate, se uită la însăși unul dintre la pilonii existenței noastre împreună. Cum ne purtăm cu cei care n-au curajul să vorbească? Da. Ce facem? Sunt oameni, sunt în jurul nostru oameni care nu au curajul să vorbească, fie pentru că nimeni nu i-a ascultat niciodată, fie pentru că nu au capacitatea de exprimare și cred că ar trebui să se exprime într-un anume fel, sau mai curând, pentru că România se transformă câteodată și pentru noi cu o viteză amețitoare, sunt tot mai mult prezenți oameni în comunitățile noastre care nu vorbesc limba noastră. Și asta nu e o metaforă. Nu vorbesc nicio limbă de circulație internațională. Ce? Cum ne raportăm la ei? Ce fel de drepturi și libertăți vrem să le apărăm, știind că atât dintre mulți, dacă nu din alt motiv, pentru motivul că atât de mulți dintre ai noștri, să spun așa, sunt în afara României și sunt pentru alte societăți ceilalți, străinii, ăia, da? Celălalt, nu sunt ca ai noștri. Deci încă cred eu încă un exercițiu fundamental despre această cultură, educație pentru democrație, interacțiunea cu celălalt. Schimbarea de perspective sau de rol. Da, e, nu spune nimeni că este ușor.
dar avem, nu știu, îmi pare rău că nu mai avem timp decât un minut și mai aveam niște întrebări, doar că mă uit la ele și probabil că ne-ar mai trebui încă o zi întreagă despre să discutăm despre Păi refuzul. poate face textul Poate pe o, facem un poate, follow-up. poate face De textul pe o exemplu, continuare și avem, putem să discutăm cu cei uite, care ne ascultă. unul dintre subiectele noastre preferate, Madalina, cum combate refuzul informației, mai ales refuzul informației științifice, reactivitatea față de informația relevantă în învățare și scepticismul care e în creștere față de știință, mai ales după nenorocirea numită pandemie, când am ajuns să contestăm lucruri pe care credeam că le știm, încrederea în instituții, în știință a scăzut. Nu neapărat întotdeauna cei care au scăzut au procedat cu bune intenții, dar am avut și instituții care au gafat. Și e o întrebare și nu e doar în România, adică este în toată lumea. Iar cadrele didactice, profesorii noștri sunt puși sunt puși în situația de a apăra știința în fața elevilor și a tinerilor care, pe de altă parte, aud cu totul alte lucruri. Cum spuneam, asta poate este o dezbatere pentru o altă zi întreagă. Ne vrem foarte mult să continuăm și vom continua această discuție. Nu mai avem timp acum. Mădălina, îți mulțumesc mult. Sper că măcar, cum spuneam, nu ne propunem răspunsuri definitive, că nu vrem să facem învățământ dogmatic, ne propunem mai degrabă să ridicăm niște întrebări și să lăsăm pe cei care ne urmăresc cu niște gânduri, niște reflexii. Cum spuneai și tu, noi încurajăm rețelele de încredere și rețelele informare în care aceste conversații se pot avea în familie, între colegi sau chiar și la clasă, da? Pentru că credem că civismul și abilitatea de a dialoga cu respect și atenție pentru toată lumea este o virtute esențială și este unul din motivele pentru care democrația merită apărată. Este, cel puțin în teorie, acel sistem care dă o voce tuturor. O să îți mulțumesc încă o dată. E un pic frustrant că s-a terminat timpul, dar am reținut și probabil că vom continua la un moment dat. Vă mulțumesc și eu tare. O să-mi permit totuși super scurt să spun că din perspectiva mea, cea mai bună formă, cea mai puternică formă de a apăra știința este de a ne aduce mereu aminte că este falibilă și că oamenii care cred în ea înțeleg limitele și înțeleg că ceea ce era adevărat acum 100 de ani s-ar putea să nu mai fie peste 100 de ani și este parte a învățării noastre ca societate. Însă, da? Însă de fiecare dată trebuie să ne gândim la cei care folosesc informația, cunoașterea, fie că este științifică, fie că este de altfel, în ce scop și pentru ce. Da? Pentru ce? Pentru acapararea de mai multă putere. Pentru ce folosesc informația științifică, care este, repet, cunoașterea posibilă la acel moment. Și da, cred că pandemia ne-a pus serios pe gânduri, pentru că discursul științific, la fel cum este adesea preluată identitatea noastră online și folosită pentru tot felul de lucruri, discursul științific a fost preluat de către putere și a fost folosit într-anume fel. Altfel spus, problema nu este neapărat la ce înseamnă știință, pentru că oamenii de știință serioși își înțeleg propria falibilitate și limitele a ceea ce cercetează și limitele aplicabilității propriilor produse ale cunoașterii, din nou, miza este la noi, la cetățeni, la capacitatea noastră de a interoga și de a rezista formelor autoritare de manifestare a puterii. Și eu cred că putem să facem asta. Și merită. Mulțumesc că e mesajul de care aveam nevoie. Acum, în încheiere, mulțumesc mult de tot, Madalina, și Vă mulțumesc și eu tare mult. noi o să ne vedem trebuia să fie peste 15 minute, dar o să ne vedem peste 11 minute, cei care ne urmăresc, că tot vorbeam de știință.
O să vă întâlniți cu colega mea, Gabriela Angel, care discută cu două organizații non-profit despre cum putem dezvolta lideri pentru planetă și climă în rândul elevilor noștri. Pentru că tot veni vorba de știință, acolo este una din provocările pe care le are omenirea și vă invit să fiți alături de noi și în sesiunea următoare de la ora 11 pentru a vedea ce facem cu probabil una dintre cele mai mari amenințări pe care le avem în prezent, unde, exact cum spuneai și tu, Mădălina, știința a devenit inclusiv un instrument de exercitare a puterii politice și mediatice, dar dincolo de asta trebuie să ne ducem și să vedem ce este adevărat și dacă ce este adevărat, cum putem să acționăm cu bună credință în numele științei. Mulțumim mult! Ne vedem în 10 minute! Toate cele bune!